Salutare prietenii mei, ce sunt Andy și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din Free Fire Max. După cum puteți vedea, jocurile de Free Fire Max pe care noi îl jucăm de pe telefon, dar cu ajutorul emulatorului, de fapt nici măcar cu emulatorului, cu ajutorul unui programel, facem ca și voi să vedeți același lucru în același moment, doar că pe calculator. Dacă nu știți jocurile dacă nu știți, Free Fire Max este un joculeț de tip Battle Royale și are mult mai multe minigame-uri, adică nu înseamnă doar atât, diferite skin-uri, diferite lucruri foarte customizabile, o grămadă de lucruri mișto, așa că dacă vreți să vă jucați și voi, este complet gratuit și aveți un link în descriere, îl puteți să scărcați și de pe Magazin Play și de pe, și de pe App Store. Ce avem noi la mai diferit la episodul astăzi este că la caracterul nostru data trecută și anume la Leon, care uite ce face, dă cu mingile, cu face, cu Cristi, cu Tristi, avem și niște arme adăugate speciale pentru el. Mă rog, nici măcar nu sunt arme. Armele lui e pumnii. Pumnii lui minte nu are, mai exact. Și după cum puteți vedea, avem niște Raging Bone Fists. Auză-l. Și asta este mișto la acest caracter. Îl completează, zic așa. Și dacă nu mă înșel, aceste lucruri sunt valabile doar azi și mâine, probabil, că depinde, nu știu sigur când postez eu acest clip. Deci dacă vreți să vi-l luați, nu uitați că cât de curând o să dispară cu tot costumul ăsta de buiac, adică Leon cu costumul ăsta mișto de buiac și cu Raging Bone Fist. Așa că descărcați-vă joculețul și poate reușiți să vă luați și skinulețul. Haideți să încercăm să facem și un match de Battle Royale, să vedem dacă reușim să facem ceva. Dacă reușim să câștigăm, poate facem un buiac mișto, sper să facem un buiac, dacă nu facem un buiac mișto, aia e. Măcar să facem și noi cât mai multe kill-uri, uite acolo, uite-l acolo pe Leon sus, frumos pe posterul ăla, este Buiac Edition. Mamă cât de mișto arată skin-ul ăsta, nu mai uitați-vă puțin la el. Uitați-vă la cât de mișto arată față de toți plebii ăștia de pe aici. Ce faceți, băi nebunilor? A venit Legumus aici să vă arate cum se joacă pe Leon și cum se joacă în Free Fire. Sincer, aș sări și eu numai de dragul de a face kill-uri, sincer vă zic. Deși ăștia o să cam ajungă înaintea mea. Ăla se duce dive mult mai repede. Nu știu unde vreau să mă duc, să fiu sincer cu voi. Cred că o să mă duc aici la casele ăștia din față, sper să ajung. Vreau să fac multe kill-uri, sincer. Nu vreau să stau să mă pătimesc, așa că Doamne ajută, sărim aici și vedem ce se întâmplă. Uite aici, o armă. Pă, nu e cea mai bună armă, dar e ok. Am luat și un dăla. Pe aici ceva, avem ceva pentru ea. Un glue wall, bun și ăsta. Hai să vedem, pe aici ceva. Nu. Repede după aia sunt și armă. Unde ești? Bă, nu pot să-l prind pe ăsta, bă. Am avut noroc că n-a avut armă, uite că plasa asta. A, trage gen. Eu am crezut că asta nu trage decât după un anumit timp, dar din contră. Trage gen prima oară până se încarcă și după aia nu mai trage, am înțeles. Bună treabă. Bine de știut. Am avut și un pic de noroc, ce-i drept. De arme ochiuți. O să iau asta, deși asta abar n-am cum trage. Da, decât nimic, ce pui mai să zic? Asta nu-mi place, sincer plasma aia e ok că are gloanțe gen la modul infinite, cum s-ar spune. Dar nu e ok că... King's Flyer ăsta, fi mai bun decât asta pe care o am eu. În teorie ar trebui să dea un pic mai mult damage. Oh, what? De ce am luat damage aici? Sper să nu... Iată-l. S-a dus. Nu e rău King's Flyer-ul ăsta, sincer. Bă, asta e shotgun. Oh, nu e pușcă și asta, mamă, nasol. Îmi trebuie, sincer, nu de asta, cred că o să iau Thompson-ul. Știu că nu e cea mai bună variantă, dar măcar Thompson-ul ăsta are rate of fire-ul mare, pentru că aia trăgea prea greu și armă de distanță, să zic așa, deja am. Oh, ori doi scope. L-am luat. Arăți-o cum alargă ca un adevărat ninja spadasin. Hai, noroc, băieții, ce faceți? Doamne, trebuie o armă mai bună și trebuie să-mi iau mașina asta după aia, să plec de aici cu ea. Dar nu găsesc nicio armă mai bună pe aici, uitați-vă și voi. Hai să luăm Oazeu sau ce-o fie ăsta. Și să mergem după ei. Mamă, cât apă e pe aici. Vă sper să nu campeze vreunul podul sau ceva. Să mă prinde să-mi vedea la înghesuială. Bă, nimeni pe aici, pe unde suntem? Uite aici unde sta. Ia. Ce am găsit aici? Oho! Tașca, au fost lucruri bune aici. Ia mociceta, așa, hai să mergem. Dar
da, am omorât doi player și cam atât. Nu prea mai găsim noi nimic. Oh, drop-ul? What? Pe bune? Glumești cu mine? Oho, ce sunt ăștia? Nu te cred că eu n-am ghiozdan. Nu te cred că eu n-am ghiozdan, sincer. N-am loc nici de gloanțe, ești nebun. Tu ce mai aveam veste de level 4 eu, sau care treaba? Bă, am găsit veste de level 4, ești nebun? Te așa să ne ce aruncăm de aici. Nu se merge că-s bune. Are. Că n-am ce face cu ele, ia SMG-urile. Ia. Bine, l-aveam pentru ăsta areu, dar... Nu prea avem loc de ele. Ce să luăm mai întâi, că avem ghiozdan am ghiozdan de un... Eu ce fac, mă? Am ghiozdan de unu, bă, eu! Trasă careva sau care treaba? Se împușcă. Mai era vreunul pe aici? Trebuie să fugim un pic pe aici. S-a urmit sau pe cineva acolo? Era trăgerul pe careva pe aici. Acolo l-am omorât eu. Ia-te unul acolo. N-am nicio șansă să-l nimereze la distanța asta pe ăla. Unde ești, tată? Ce armă avea asta? Nici ăsta n-avea armă bună deloc. Bă, dă-te încolo. Ia vină, mă, că scot katana la tine. Aude ce dă cu katana, ești nebun. Te nu știu unde a fugit ăla. Nici măcar a încercat să se bată cu mine, băiatul. Pe aici. Unde ești, tatăl meu? Mamă. Am ca împușcat un pic la el. Cred că-mi schimb Kingslayer-ul ăsta cu famasul, că... E că nici famasul nu știu cât e bun de la distanță, dar... Inhaler din ăsta... L-am omorât pe ăsta aici, dar... Care a mai fost pe aici? Avem 4 kile! Oho, cască de 3, dar bine, băi, tânticule! Bun. Ia gloanțele de SMG, că avem nevoie de ele ca de apă, ești nebun. Fac un inhales. Să încărcăm gloanțele, că avem mai multe acum. Uite pe unul acolo. Bun. Ce l-am văzut pe ăsta așa, așa în ultima secundă l-am bungit. Ia să vedem aici, se va ca lumea. Niște gloanțe și o armă, da. Mai bine iau gloanțele ăștia. Îmi plăcut famasul. Unde ești, taicule? Arată că e aici, ești nebun. Uite, bă, de aici. Scârboz mic ce ești. Știi că unul e pe acolo, dar nu-l văd. Hai. Hai, tată, taicule. Mai vreau unul pe acolo, uite-l. 2 kile, sigur că... Bă, dar ăștia n-au heal să-și bage sau n-apucă să-și bage? Mi se pare că nu prea-și bagă healie așa. Ia să vedem, mai avem loc de niște gloante, nu prea mai avem. Asta am încărcat-o, asta am încărcat-o. Am vedem dacă vine careva din curent. Nu, nu vine nimeni. Am 8 kill-uri, bă, stăm bine de tot, zic eu. Cu 8 kill-uri. Cu pumnică că ar trebui să mă duc să bag pe vreun de-asta. Ia uite-l. I-am tras numai în tigaie la băiatul ăla. Mamă, cât dau cu famasul de la distanța asta, nici nu-l ating, ești nebun. Deci, unul i-am dat numai în tigaie, frate. Numai în tigaie am tras. Uite unul aici în față. Dus. Bun. Beleaua e că nu... Care ești? Unde dai? Așa. S-a ascuns. Mai avem niște gloanțe de la asta de aici.
Tu mai glanțeu? Oare nu mai are SVG? Mamă! Glanțele stau rău de tot, băieții. Stau rău de tot cu glanțele. Am nevoie niște glanțe mai bune. Mamă, ce-și dau... Și dau ăștia fasolea și nu-i văd pe unde. Oaleo, mi-a stat inima în loc, ești nebun. Nu am gloanțe, trei gloanțe neapărat. Dă încoa gloanțe de famase, ești nebun. Ghiozdan de 3, ia gloanțe pentru tot neamul. Tu ce armă aveai, mă? SKS. Bă, știi ceva? Dă tu SKS în loc de famas. Așa. Mai sunt decât eu cu unul, dar... Unde o fi băiatul ăsta? Uite, pe aici de pe noi, trebuie să vine că n-are de unde. În altă parte. Uite că aici nici măcar nu e în zonă. Unde ești, măi, tata ăsta? Moare în curând, iată-l. Buia! Bine, mă. Deci am avut 12 kill-uri, este. Hai să băgăm și un match frumos de ranked, de CS ranked. De ăsta de 4v4 gen. Și hai să vedem, uite ce ghiozdănel frumos am, dar mi-am echipat altul din greșeală. Mi-am luat alt ghiozdănel. Ha, nu mai contează, hai să vedem dacă putem să-i batem pe prietenii noștri. Că la Battle Royale am bătut. Acum să vedem aici care e treaba. Sunt curios pe unde o să vină băieții mei. Hai, mă! M-a încurcat pe unul. Hai, mă, du-te jos de aici. Bă, dar nu moare deloc, bă, de-l încolo. Știu că nu vreau să se ducă. First blood, păi, dar eu l-am scos, bă, pe ăla de acolo din spate. Bun. S-au dus. Bine, mă. Dar cine a făcut double? Cred că eu ar fi trebuit să fac double, sincer, că eu am tras în ei mai mult. Pe ăla din spate l-am scos singur, pe ăsta aici l-am scos tot eu. Bă, o să vreau să îmi iau... Sincer, știți cu ce vreau să joc, mă? Cu Thompson. Ete așa, nu mai de-al naiba. Vreau să dau cu Thompson în ei, rău de tot. Vreau să mă duc Rambo și să-i spar cu Thompson. Ia să vedem. Ete numai așa, dar pentru asta mai am nevoie și de, dar nu mai am bani de armură. Hai, la mine am luat cască, măcar să nu mi-au instant headshot. Hai să vedem. Mă duc direct în spate, unul deja trage pe acolo pe la ei. Așa fugim așa, că ajungem mai repede. Iau unul aici aproape. Eram sigur. Bun. Stai. Triple kill. Sigur că da, tati legumus. Ce le-a dat tati legumus? Cu Thompsonul. Bă, SMG-urile de aproape sunt, sincer, sunt foarte bune. Să-mi iau super din astea. Bă, și sincer, bani de altă armă mai șmechere nu am. Așa că o să joc tot cu bine ăsta. Și-a luat M60. What the ce? Bine că de aici mi se pare că îi vezi în partea cealaltă. Cred că mă pun cu asta și trag, țin apăsat până îi fac pateu. Care are 60 de gloanțe asta. Asta e cățaua, gen, cum ar veni. Deci mă pun cu cățaua aici față în față cu ei și trag până îi fac pateu. Hm. Nu vine nimeni pe aici, mă? Bă, ești nebun? Nu am apucat să tragă după ăla. Hai, mă! Băieți, ieșiți afară! Ce mă, le-a dat smoke sau care treabă? Unde este ăsta? Ești zomba? Ia. L-a scos unul, dar nu-i văd. Nu-i văd de nicio culoare, sunt babișoare, mă credeți? Unde sunteți, mă, mâncavaș? Păi ăștia mei trag, dar... Tu l-am rupt. Bine, nu știu dacă eu, dar... O sârmă! Băieții? Unde-i? A, uite bă, ăla e cocoțat sus. Cum ajuns să mă ăla acolo? Dar rate of fire mic asta. Nălucă asta.
Aoleu, urât trage asta. Ce-ai, bă, pe ce-ți tragi cu asta? Uite să știu cum trage. No, nu-i bună. Marian a luat MVP-ul, gen. Dar să schimb prima armă asta, că asta nu-mi place deloc. Să iau AUG-ul sau să iau AVM-ul? No, AVM? Veniți în coacea. Bă, casca am, armura am, din ce mi-amintesc eu ea. Da, cască de 3, armură de 3. Bă, de altceva ce m-am nevoie? M-am nevoie să-i bat pe băieții ăștia, decât mă duc acum să le dau 2-3 gloanțe cu AVM-ul și să-i fac praf, pateu. Hai mă, ieșiți aici. Ăștia nu o să iasă aici, ăștia o să se ducă. O să vin aici, în față, ca fraierii. Ma. Am tras și eu aici de mamă. Bun. Ce am făcut first blood-ul? Nu prea e bună mapa asta de AVM, sincer. Wow! Am dat headshot, nu? Buiac din nou. Cred că am câștigat tot meciul, ești nebun? Da. Foarte ușor a fost meciul ăsta. Adică ăștia n-au avut nici cea mai mică șansă, ești nebun. În primul meci l-am dat rush, am făcut triple, ești nebun. Ia să vedem cât de merge am dat și câte kill-uri am făcut. Nu știu dacă am luat eu MVP, ba la aia am luat MVP. Ia uite mă, ratatatata, buiah! Bă, 6 kill-uri, 2 assist-uri, 2260 de damage. Bă, nu e rău. Ia să vedem. Ăștia ai mei cât a dat. 1000-1700, Mariana, 1700, bine Mariane. Cam atât să fie și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Nu uitați că dacă vreți să vă jucați și voi acești jocuri, puteți să descărcați gratis din descriere sau pur și simplu căutăm Free Fire Max sau Free Fire normal pe magazin Play și pe App Store. Și în afară de asta, nu uitați că acest costum Leon, costumul de buiac, de fapt nu Leon, Leon este caracterul, este disponibil numai în perioada asta, deci dacă vreți să vi luați, să vă grăbiți. Eu sunt Andy Directoratul, mersi frumos pentru atenție și noi ne vedem data viitoare. Pa.